Bună ziua! Ce ne puteți spune despre participarea dumneavoastră la acest eveniment? Considerăm că este o participare destul de fructuoasă pentru că am început să fim observați în piață, fiind o companie la început. Să ne gândim că ultima experiența noastră a fost în 2019, după aceea venind pandemia s-a blocat orice, am mai încercat o reluare, anul trecut s-a încercat o reluare, dar din păcate s-a blocat. Iar acum, anul acesta, suntem foarte bucuroși că s-a ținut, pentru că fiind o companie la început, noi avem nevoie de vizibilitate. Ca și produse, noi avem, portofoliul nostru este destul de vast, avem, dar baza la noi este implantologia, suntem axați pe partea de implanturi cu încărcare imediată, tip monobloc, facem și cursuri pe zona aceasta și avem tot felul de produse, de tot felul de echipamente, inclusiv radiologie dentară, CT-uri, parte de printare 3D, inclusiv o noutate mondială, ochelarii pentru scanare intraorală care te ajută să nu mai stai cu ochii în calculator sau în laptop și să poți fi independent de acel display. Pur și simplu, în momentul în care scanezi, vezi pe ochelari tot ceea ce se întâmplă pe laptop. Ca și noutăți astea fiind. Așa, avem tot felul de produse de pe tot mapamondu, inclusiv microscoape dentare, parte de consumabile și sper ca să fie de bun augur pentru noi această prezență. Cum vi se pare piața după acești ani de pandemie și mai ales că sunteți ați revenit în România? Care sunt ultimele tendințe? Dar... Da, mi se pare un pic contractată piața și oamenii sunt un pic reticenți să mai vină în astfel de expoziții, pentru că, sincer, participarea nu a fost foarte, o participare destul de mare, dar pe viitor sper că se va schimba, probabil și temerea asta cu pandemia, încă mulți sunt reticenți, nu vor să iasă, încă am văzut oameni care poartă mască, ceea ce nu mai este obligatoriu și sperăm ca pentru la anul să fie mai bine. Probabil o să dăm și noi niște sfaturi organizatorilor, ceea ce am observat că ar trebui schimbat, sper să se țină cont, cu toate că nu știu ce putere avem. Și în ceea ce privește tendințele din domeniul medicinei, stomatologiei, care sunt în 2022? Da, tendințele clar sunt spre digitalizare, se încearcă înlocuirea omului de către mașină, cel puțin pe partea de protetică dentară, unde se simte o carență destul de mare a profesioniștilor din domeniu și se încearcă înlocuirea lor cu aceste mașinării care generează lucrările dentare într-un timp destul de scurt. Scanarea intraorală și partea de implantologie evoluează foarte mult, inclusiv partea aceasta de implantologie rapidă. Mulți nu mai au timp să stea să aștepte, nu mai vor durere. Sunt tot felul de acum de sisteme care îți ușurează munca, mai ales sistemele monobloc pe care noi le promovăm, sistemele elvețiene, monoimplant, sunt niște sisteme incredibile și prind din ce în ce mai mult în piață. Chiar dacă foarte mulți medici încă sunt reticenți la acest produs.